Bună ziua, prieteni stupari! Ne aflăm în data de 22 noiembrie în stupina Popii. Am venit astăzi pentru a aplica tratamentul cu acid oxalic și anume folosim o siringă de 60 de mililitri. Am preparat acasă soluția cu acid oxalic și anume am pus 40 de grame la un litru de sirop și am folosit aproximativ 3 litri de sirop, așadar am dizolvat 120 de grame în 3 litri de sirop și la familiile bine dezvoltate, pe mai multe rame, adică pe 7 rame, aplicăm 50 de mililitri de soluție prin picurare. La familiile mediu dezvoltate aplicăm după caz 30, 35 sau 40 de mililitri și la familiile mai slab dezvoltate aplicăm în jur de 30 de mililitri. O să vă arăt exact cum fac, pentru că timpul nu-i de partea mea, voi filma doar la 1 sau 2 stupi. Deci am deschis familia. Astfel, familie pe 2, 4, 6 rame. Albina, după cum vedeți, e strânsă în ghem. Afară sunt în jur de 7 grade. Și aplicăm soluția prin picurare. Adică stropim pe intervaluri. La această familie o să-i pun în jur de 40 de mililitri. Rezultatele acestui tratament se văd în câteva zile, chiar o săptămână, două. Deci vom mai urmări când ne vom întoarce în stupină fundurile antivaroa, dacă a căzut sau n-a căzut ceva păduche. E un tratament simplu, trebuie să aveți grijă doar să nu intre substanța în contact cu ochii, cu pielea sau, Doamne ferește, să o și înghițiți. Deci, atât. Acesta e tratamentul. Închid stupul și vă arăt la următorul. Așa, am alimentat siringa. Și am trecut la lada următoare, am luat capacul. Gata, aici albina nu se vede între... Cel puțin la prima vedere îi zice că nu e albina în stup. În schimb, se vede albina între intervale. Deci asta e pe 2 pe 5 rame, îi dăm 35 de mililitri. Ar fi fost bine zilele trecute cât am avut vreme bună, acum deja albina cât de cât e strânsă în ghem, nu mai deranjez. Ar fi fost bine să fac o egalare a familiilor, adică să n-am familii pe 3 rame sau pe 4 rame și familii pe 7 sau pe 8. Gata. Acesta a fost tratamentul și la această familie. O să-i pun pânza aceasta. Și cu atât va rămâne. Îl închid și pânza aceasta și, bineînțeles, podișorul. Ar fi fost bine să fac o egalizare, dar nu-i bun. O să caut altă pânză să acopere ramele. Revin după ce îl închid.
Deci, cum spuneam, ar fi fost bine făcută o egalizare, dar n-am făcut-o. Să vedem ce se află și aici. Tonstu pe 2, 4, 5 rame. Ghemul e făcut în partea aceasta, de sus. Putea fi lăsat cu ușurință pe 4 rame sau pe 3. Văd că l-am făcut pe 5. Îi dăm 30 de mililitri. Și este suficient. Deci cam astea sunt majoritatea familiilor de albine. Nu e un final de an foarte bun. Nu e nici foarte rău. Vedem cu ce rămânem la primăvară. Și vedem ce putem face pentru culesul de salcâm, cum îi putem dezvolta de bine. Deci pentru cei mai sârguincioși, în teorie se putea face o uniformizare a familiilor, în ideea că nu lași în stup familii, nu lași, adică în ladă, familie pe 8 rame sau 7 rame, care e foarte posibil pe salcâm să intre în frigurile roitului, și nu lași familie pe 3 rame, pe 4 rame, care e posibil la salcâm să fie în curs de dezvoltare și să atingă apogeul abia la 3-6, să pierzi culesul de salcâm. În teorie, în practică, n-am făcut aceasta. Sperăm să o facem anul viitor și să ne descurcăm cum putem anul viitor. Cam acestea au fost informațiile prezentate astăzi. Vă urez o zi frumoasă și să ne vedem cu bine în stupina popii. Doamne ajută!